Virusul pestei porcine africane a fost diagnosticat la Mistreți, în județul Bistrița-Năsăud, la două cazuri pe raza fondului de vânătoare Treia Ghireș, într-o zonă situată la aproximativ un kilometru de limita cu județul Maramureș. Probele au fost analizate în laboratorul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din Baia Mare și pentru confirmare au fost trimise la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București. Dată fiind apropierea față de județul nostru, autoritățile au impus măsuri și la noi. Avem o zonă infectată de 8 km, la care se mai adaugă zona de tampon de 5 km, deci o rază de 15 de km în jurul focarului, în care sunt aplicate măsurile de restricție. În acest sens sunt vizate în special fondurile de vânătoare. Noi deja am avut o primă întâlnire cu reprezentanții fondurilor de vânătoare și chiar în cursul acestei zile a fost convocat CLCB-ul, unde au fost prezentate teritoriile care intră sub restricție, precum și măsurile ce trebuie să aplicate. Și vânătorii nu vor avea o sarcină ușoară. Aceste fonduri se vor vâna toți Mistreții, se vor expertiza la Direcția Sanitar-Veterinară pentru diagnosticarea pestei porcine clasice africane și trichineloză. Carcasele care sunt cu rezultate negative pot fi consumate de către vânători, iar carcasele cu rezultate pozitive se incinerează în gropi de incinerare pe teritoriul fondului de vânătoare. Vânătorii trebuie să notifice orice suspiciune de îmbolnăvire la Mistreț sau cazurile de deces. De asemenea, ei nu au voie să transporte carne de Mistreț la domiciliu decât după analizele specifice ale acesteia și să schimbe echipamentul cu care au fost în pădure. Restricțiile vizează în special circulația, adică nu este voie să se miște, să intre sau să scoată animal fără confirmarea și fără acceptul Direcției Sanitar-Veterinare. Măsurile de biosecuritate, de asemenea, sunt obligatorii, respectiv limitarea circulației persoanelor la nivelul gospodăriei, utilizarea furajelor numai din zone cunoscute ca indemne de pestă porcină africană și interzicerea administrării în hrana porcilor a resturilor alimentare. Cetățenii trebuie să știe că trebuie să aibă o colaborare foarte bună cu medicii veterinari din cadrul circumscripțiilor, notificându-le acestora orice suspiciune și anunțându-i pe aceștia față de orice intenție de a introduce sau scoate animale. Măsurile trebuie să fie aplicate deja de astăzi. Localitățile cele mai apropiate de focarele din Bistrița-Năsăud sunt Larga, Suciu de Sus, Suciu de Jos, Groșii Țibleșului și Lăpușul Românesc.